Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog Social. De această dată ne aflăm în Comuna Bălești și vom realiza un interviu cu domnul primar Mădălin Ungureanu. Bună ziua și bine v-am găsit, domnule primar! Bună ziua, bine ați revenit pe meleagurile Comunei Bălești, având în vedere că acum suntem și în plină sărbătoare. Este sărbătoarea Comunei Bălești, avem o altfel de sărbătoare pentru că este ziua Comunei Bălești și este și an jubiliar. Anul acesta, Comuna Bălești împlinește 50 de ani de când este, de când își are existența în actuala ei configurație. Noi nu putem decât să vă spunem la mulți, mulți ani și am vrea să ne spuneți ce le-ați pregătit locuitorilor localității cu acest prilej. Am un program diversificat, am început chiar de în data de 6, de ieri, cu finala campionatului de fotbal pe sate, unde s-a dezbătut pe baza sportivă din satul Ceauru. Am avut finaliști au fost cei din satul Stolojani, vicecampionii au fost cei din satul Rasova, am decernat cupe, premii, diplome, apoi am continuat cu hora satului, unde s-au prins tinerii, toate categoriile de vârstă. Eu cred că a fost o zi plăcută. În final, după campionatul de fotbal cu seniorii, ne-am gândit și la cei de la vârsta mai mică, la juniori, unde pe baza sportivă, pe mini baza sportivă, s-a derulat aceste jocuri. Ați avut și o ședință de Consiliu Local festivă? Am avut, debutul a fost ședința festivă de Consiliu Local. O ședință dedicată Zilei Comune și anului jubiliar. Unde au participat oficialități de la județ, care le mulțumesc prin intermediul dumneavoastră, cât și oficialități de la nivelul localității noastre. Cu această ocazie ați acordat și niște diplome de merit. Nu, am acordat diplome de excelență pentru implicarea tuturor persoanelor în bunul mers al activității Comunei Bălești. Am avut invitați foști primari, deci foști edili, consilieri locali, directori de instituții de deconcentrate, o seamă de oameni care pe parcursul anilor s-au implicat și cu micul și cu mare și cu bine și cu rău în dezvoltarea în bine a Comunei Bălești. Așa este. Știm că vor continua manifestările și astăzi, dar și mâine. Astăzi avem iarăși la fel un program plin. Vom debuta la Căminul Cultural Bălești cu un simpozion istoric. Un simpozion istoric leagăn de civilizație și istorie. Este dedicat aniversării a jumătate de secol de la înființarea Comunei Bălești. Avem ca partener Societatea de Științe Istorice, Muzeul Județean, Serviciul Județean de Arhive, Asociația Națională Cultul Eroilor și Asociația Școala Gorjeană. De asemenea, vom decerna niște diplome de excelență la personalitățile care le vom avea invitate acolo. Prezența a fost anunțată deja de către domnul vicepreședinte Nichifor și altor persoane de la nivel local. Veți avea și o expoziție inedită, care cred că n-a mai fost până acum. Este vorba de niște obiecte din primul război mondial găsite de detectoriștii gorjeni, nu? Da. Avem și o expoziție de detectoriștii de la nivelul județului Gorj. Acum și eu sunt surprins, n-am trecut să văd. Surpriza rămâne să vedem ce ne-au pregătit. Am înțeles că sunt multe obiecte găsite chiar de la războiul Întregirii Neamului, din primul război mondial. Este interesant. Așa este. Și vor continua manifestările, nu? Veți inaugura și o grădiniță nouă? Vor continua cu manifestările după simpozionul istoric, vor continua la, cum se spune, la inaugurarea construcției noi a grădiniței din satul Bălești, unde vom face o slujbă de sfeștanie a clădirei. Este o grădiniță cu 3 sări de clasă, făcută exclusiv prin fonduri europene. Este dedicată micuților noștri preșcolari, care vor începe acum din 10 septembrie într-o locație nouă, plăcută, aranjată, și să aibă grijă de acest lucru. Este un lucru extraordinar plăcut. Că suntem la capitolul grădinițe și învățământ, acum două săptămâni am început lucrarea la un alt obiectiv de investiție, grădinița din satul Ceauru. Este o grădiniță tot pe fonduri europene, valoarea clădirii, construcției respective se ridică undeva la 16 miliarde de lei.
10 miliarde este numai la nivel de infrastructură de investiții și aproape 6 miliarde sunt dotările din viitoarea grădiniță din satul Ceaurul, care credem noi la discuțiile care le-am avut cu constructorul că de Moș Crăciun micuții ar putea să-și înceapă activitatea. Ne puteți spune unde vor studia acum, până cât se derulează lucrările? Tot ca până acum, în sediul școlii Antonie Mogoș din satul Ceaurul. Am înțeles. Să revenim la programul manifestărilor. Da. Aveți și un nou monument. După grădiniță, după ce vom trece la grădiniță și vom termina cu slujba de sfeștanie a clădirii, ne vom deplasa la monumentul din zona Fântânii lui Coșbuc, așa, intitulat Strigătul. Acolo este un monument, este creația domnului profesor Mălăescu Ion. O creație plăcută, interesantă. Vom merge la fața locului unde domnia sa a lansat o seamă de invitații și mai multe va avea de spus dumnealui despre acest obiect artistic. Am înțeles. Spuneți-ne ce le-ați pregătit locuitorilor din comună mâine. Zilele comunei se vor finaliza, de fapt, în cea mai importantă zi, de ziua Sfintei Marii, pe data de 8 septembrie. Acolo vom avea invitații locali în numele lui domnul Drăgan, doamna Lăzăroiu, doamna Lăcătușu, doamna Tița, doamna Mustățea Magdalena și vom avea și invitați speciali de la domnul Emil Badea, domnul Vasile Dumitrescu, doamna Ornela Pasăre, doamna Maria Ghinea și doamna Ileana Lăceanu. Vom încheia cu un frumos foc de artificii dedicațiilor comunei. Am înțeles. Știm că și anul acesta veți premia cuplurile care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie. De fapt, asta am omis să vă spun. Am trecut direct la petrecere, dar am omis să vă spun că vom începe cu o slujbă religioasă, începând cu ora 11:30 la biserica din satul Ceaurul. O slujbă religioasă și vom da diplome cuplurilor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie, nunta de aur. Am înțeles. Spuneți-ne unde se desfășoară manifestările și dacă avem și agenți economici acolo. Manifestările se desfășoară în imediata apropiere a locației stadionului comunal din satul Ceaurul. Am amenajat acolo un spațiu special pentru derularea zilelor comune și altor festivități. Sunt terase cu mici, bere, parcuri de distracții. Terase cu mici, bere, parcuri de distracții. Avem din toate câte ceva. Deci, după cum vedeți, noi sărbătorim, dar și muncim. Avem în Comuna Bălești un șantier deschis la grădiniță, avem alt șantier deschis la canalizarea din satul Ceaurul, care vreau cu prioritate să o finalizăm, pentru că este stridentă pentru acest sat. Satul Ceaurul este un sat sistematizat și este imperioasă pentru acest sat. Am purtat discuții cu nou constructor, pentru că noi am avut o problemă cu vechiul constructor, a intrat în insolvență și a trebuit să reiau toată procedura de la capăt. Din promisiunile care le-am avut cu discuțiile care le-am avut cu ei, mi-au promis că până la anul, în mijlocul primăverii, lucrarea va fi finalizată. Încă de mulți ani așteaptă locuitorii. Este o lucrare care, vă spun, mă îngrozește, este începută de 9 ani de zile și iată că a trecut atâta timp și trebuie neapărat pusă pe roate. Important este că aveți banii, nu? Important este că avem banii, dar lucrarea se desfășoară prin intermediul Ministerului Dezvoltării și cu o parte de cofinanțare din aparatul de specialitate al primarului cu valoare de 300.000 de lei. Am înțeles. Cred că mai aveți și alte lucrări privind rețeaua de canalizare. Lucrarea cu rețeaua de canalizare care deja am finalizat-o, este o lucrare în exclusivitate pe fonduri europene, am finalizat-o acum o lună de zile. Am încheiat, am făcut recepția. Singura problemă acum care mai avem, trebuie să reautorizăm sistemul de integrat, alimentare cu apă și canalizare. Cred că durata va fi undeva la 2 săptămâni să obținem autorizația de la Apele Române și apoi de la Mediu pentru a putea trece la branșamentele individuale. Am înțeles. Ar trebui spus că aveți și un after school în localitate? Avem și un after school și îmi doresc cu prioritate să dăm drumul la acest after school. Am purtat discuții cu conducerea școlii Antonie Mogoș.
am spus ca cererile se depună la conducerea școlii, la secretariatul școlii. Am înțeles că deja avem câteva cereri depuse. Sumele sunt foarte modice, undeva la 10 lei pe zi de copil, pentru că ne dorim să se acopere doar cheltuiala pentru catering, pentru masă. În rest, ce înseamnă gaze, consumul de utilități, gaze, apă și întreținere, vor fi achitate, suportate de la bugetul local. E un lucru binevenit, pentru că îmi doresc acest lucru ca școala, pentru că școala trebuie să se mențină, să existe. Dacă nu avem un after school, putem risca să pierdem copiii ăștia mici, care părinții nu au unde să-i lase. Vă dau un exemplu. Nu au unde să-i lase. Și neapărat îmi doresc ca acest after school să funcționeze din acest an școlar. Ne-am propus noi să-i dăm drumul cu data de 17 septembrie. Un lucru foarte bun. Spuneți-ne, ce se va întâmpla? Copiii după ce vor termina orele de curs vor merge acolo? Cine îi va îndruma? Deci după ce se vor termina orele de curs, vom prelua copiii cu microbuzele noastre școlare și vor merge în incinta after school, unde vor fi asistați prin rotație de către cadrele didactice și din partea primăriei va fi desemnată o persoană pentru asigurarea cateringului. Domnule primar, vă mulțumim pentru toate aceste informații și vom mai reveni pe la dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc cu mare drag. Spuneați dumneavoastră anterior că să mulțumiți gazdei primarului. Reciproc vă mulțumesc dumneavoastră și cadrelor didactice implicate în acest proiect, tuturor invitaților, distinșilor noștri invitați în prezență aici la școală, pentru un oficial de ședinte de Chifor, care îi mulțumesc și încerc scuze public, am întârziat un sfert de oră. Asta este, am avut un dialog cu presa, apoi am avut un dialog cu cetățenii noștri pe aceea comunei. Da, iată că astăzi ne aflăm la an aniversar și spun asta, este anul jubilar. Comuna Codești, iată, împlinește 50 de ani de la actuala reconfigurație, cum se află în ziua de astăzi. Cei care sunteți mai în vârstă, poate vă aduceți mai bine aminte, eu nu am văzut pe timpul ăla, sunt mai tânăr. În 1965 s-a dat de dreptul, în 1968 s-a constituit Comuna Pălești, cu cele două comune, Alipite, Pornești și Comuna Ceaului. Permiteți-mi să vă citesc câteva rânduri, așa cum s-a format Comuna Pălești. Ne aflăm astăzi la un eveniment care marchează o jumătate de la constituirea Comunii Pălești în actualele fundarii, dar totodată putem spune că au trecut 6 secole de evenimentul din actualele sate din Pălești, au intrat în istorie. Mă gândesc aici la Pălești, Aurul, Rasova, Sorojan, care sunt amintite documentele istorice încă de la sfârșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea. Chiar dacă invocăm anul 1968, ca repere al sărbătorii noastre de azi, pentru existența Comunei Pălești trebuie să ne întoarcem în timp. Adică în 1864, Comunele Pălești a fost înființată cu promulgarea decretului numărul 394, din 31 martie 1964, care prevedea la toate satele, orașele și orașelele din România să se formeze în comune independente supuse legii. Acestea se învățau în comune rurale, formate din mai multe sate, cărune și comune urbane, adică orașe sau orașele. La acel moment, Comuna Pălești era formată din următoarele sate și maharate, cum se spune. Arboții, care era format din Pălești și Moșteni, Mălești, Rasova, Spineni și Arapatii și Voinicești. Și astfel îndumnea condițiile cum va deveni comună, dispărând maharale și formându-se satele Pălești, Rasova și Voinicești, care au format comuna în anul 1968, când în urma împărțirii teritoriale acestei comune s-au alipit alte două foste comune, care le spuneam eu anterior, Ceaurul și fosta comună Pornici. Reținem faptul că fosta comună Ceaurul și fosta comună Sporojani, desfințată anul 1939, fosta comună Ceaurul, mai avea alipită comuna Pălăcești încă din anul 1950, iar comuna Pornești avea alipită comuna Sporojani din anul 1939.
De asemenea, a fost acolo în Părăcești, formată din satele Părăcești de Jos, Părăcești de Sus și Alțu, până la anul 1864 avea adică și satul Câmpova, care în urma aplicării acestei legi, fiind izolat față de centrul comunei, a trecut la comuna Cârbești. Această comună a funcționat în anul 1950, când satele Părăcești de Jos și Părăcești de Sus au fost alipite comunice a Orului, iar Hârțul a trecut la comuna Pinoasă. Pentru a lua atenția, prezentări istorice, reține că în anul 1964, comuna Ceaurul avea comuna Ceaurul și Tămășești. A funcționat în data de 31 decembrie 1965, când a fost emis decretul de strămutare numărul 1037, prin care se prevedea că satele Ceaurul și Părăcești, pentru și o parte din Căpunul Muncioaia, să fie strămutate în comuna Părăcești într-o nouă fază de sat. Comuna a funcționat, cum spuneam, până la sfârșitul anului iunie din anul 1966, când gospodările locuitorilor au început să fie strămutate. Căturile din care s-a format fosta comună Pornești în anul 1964 erau Căpăceni, Pornești, Căpănești și Tăpășești. După anul 1939, când s-a desfințat fosta comună Sporeșa, aceasta a fost trecută în mai multe rânduri, ori la comuna Pornești, ori la comuna Arcani, sau la comuna Sporeșa. Era formată în anul 1891 și avea trei mahale, Bălan, Copieci, Lăscătei. Iar în anul 1968, împreună cu comuna Pornești, la care era lipit, au fost trecute la comuna Pornești. Pentru că este interesant și în prezent, reținem că articolul numărul 83 din legea administrației în 1964 prevedea ca fiecare comună urbană sau rurală să aibă în capul ei un magistrat numit primar, care și atunci avea o seamă de atribuții, era singurul responsabil cu administrarea. Era numit din an în an printr-un ordinar prefectului și consiliere aprobat postul de prefect. Prin natura funcției care exercita, cum am spus, primarul era însărcinat cu foarte multe atribuții, fiind singurul însărcinat cu administrarea comună. Să închei prin a spune că azi vorbim la nivel de județ de comuna Pădești, ca fiind cea mai mare comună, o comună cu 7.000, peste 7.500 de suflete. Este o comună, iată cum a fost formată din 3 comune în 1968, de fapt din 5 comune, dacă luăm din 1930 până aici. Doresc sănătate, viață lungă comunei Pădești, cetățenilor, ani jubiliar și ani secular, și să nu știu de ce să spunem ani secular comunei Pădești. Mulțumesc tuturor factorilor decizionali de la județ. Am spus și el într-o scurtoare ocazune, pentru că ne-au ajutat tot timpul, a fost îndemnări, a fost prezență, au răspuns pozitiv la problemele comunității și tuturor care s-au implicat pozitiv în dezvoltarea comunității noastre, pentru că ar fi și păcat comuna Pădești să află în imediat apropiere de vecinătatea aproape a municipiului de ședință de județ în Cujiu și spunea cineva cum a spus și el, de ce să nu facem și o zonă metropolitană, dar zona metropolitană poate deveni din are toate comunități. Acum noi am demarat proiecte, avem peste tot toate satele sunt prinse într-o dezvoltare progresivă, mai avem să le vedem și implementate. Încă o dată mulțumesc tuturor celor care s-au întrebat să fie bine comunic, dumneavoastră invitațiilor speciali, care în organice care de fiecare dată s-au implicat în astfel de programe, personalul din aparatul specialitate al primăriei care a muncit lângă mine să implementăm proiectele care le veți vedea și dumneavoastră când vor fi finalizate. Deja în două ore, o oră, mergem să facem slujba de sfârșitanie, este vorba despre noua clădire care va funcționa clădința din satul Pădești. Dumneavoastră, ca de didactice și din invitați, știți că de două săptămâni am demarat lucrările la clădinița din satul Ceaurul, un obiect de viață și o investiție destul de majoră, este vorba despre 16 miliarde. Acolo, micuții, cred că vor intra ocazia Sfintelor Sărbători de iarnă, din discuțiile care am avut constructorul.
N-aș vedea de ce să nu intre, pentru că noi avem deja bani primiți în avans, constructorul pe-a promisiunea asta și alte lucruri care nu își au rostul să discutăm aici, pentru că fac parte din proază de infrastructură și nu cea legată de învățământ. Încă o dată, la mulți ani, sănătate Comunei Bădești, dumneavoastră invitaților, Doamne ajută și aș vrea să dau cuvântul domnului vicepreședinte din Gifor, care îl cunosc în mod deosebit, să spună și domnul de asta, că a fost frumoasă. Mulțumesc, domnul primar, stimați invitați, stimate cadre didactice, colegii noștri, dragi elevi, stimați prieteni de la Clubul Eroilor, care iată sunteți aproape peste tot prezenți, nu zic chiar pretutinde unde sunt activități culturale, omniprezenți, suntem aici marcați de istorie și la modul fizic, iată această expoziție interesantă, dar și la modul aniversar. Sunt 50 de ani de când această comună există, să spunem, în formula de astăzi. Sunt 100 de ani de când avem România Mare. Aveam România Mare, pentru că din 1940 nu mai este chiar atât de mare. În tot cazul, ceea ce se întâmplă aici mă duce cu gândul la o sărbătoare pe care o să o privim mâine de aproape. Este vorba de 500 de ani de atestare documentară a localității Brădiceni. Iată 50 de ani de înfățișare actuală a localității Bădești, pentru că, așa cum v-a spus domnul primar, și cum știți cu toții, și cum vedeți în expoziția care este aici, vestigii despre existența Băleștului, a viețuirii în acest spațiu, sunt cu date mult mai vechi. În urmare, oamenii acestui meleag, situați în apropierea reședinței de județ, au parcurs o istorie îndelungată cu realizări multiple, cu oameni și valori deosebite. Nici nu îmi vine în minte acum, și gândeam, la preotul Ion Mălescu, cel care ne-a lăsat biografia Ecaterinei Teodorovici. Poate cea mai veche biografie pe care o avem, pentru că a fost realizată în perioada interbelică. Dar pentru că suntem pe terenul acesta al istoriei, îmi vine în minte cineva care trăiește, și anume profesorul Tudor Teodoi, unul dintre ilustri savanți ai istoriografiei române. Dar lista aceasta a oamenilor importanți din această localitate este lungă. Am minte și alte nume, dar nu vreau să vi le spun acum și din dorința de a nu uita pe cineva și mai important decât cei pe care vi-aș spune în clipa de față. În urmare, ceea ce se întreprinde de către autoritățile locale pentru a marca acest moment. Comuna actuală a continuației ale 50 de ani, altfel peste 600 de ani. Prima localitate din Bădești este atestată în 1387. Așa că avem o istorie lungă, e vorba de geamă. Și Bădești și, bineînțeles, rasa noastră de ceva. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt locul de Gheorghe Bușe, sunt secretarul executiv al filialei naționale, al filialei județei de Rena, Asociației Naționale Gheorghe Bușe de Gheorghe Maria, și sunt onorat în această zi mă aflu aici, împreună cu o delegație de la filiala noastră, la invitația domnului director Cornel Șomâncu.
pentru că ai mulțumesc foarte mult. Comuna Băbești a fost binecuvântată de Dumnezeu și așezată în această zonă, în apropierea orașului reședință de județ. Și așa cum spunea și domnul Nichifor, aceasta i-a adus foarte mari venituri, pentru că a putut să-și valorifice produsele agroalimentare în piața din Curciu. Îi mulțumesc domnului primar că anul acesta va putea să realizeze, să reamplaseze monumentul eroilor care era acolo la lângă biserică, în curtea bisericii și să-l așeze în curtea școlii din Ceaucu. Și rog pe domnul Fiorbundu să insiste, să insiste, că toate se fac cu insistență. Adică sunt foarte multe activități pe care trebuie să le realizeze domnul primar și poate uită, omite. Dar insistența trebuie să reamplasăm acel monument. S-a implicat să ne ajute și tot timpul a fost alături de noi, intrat la conducerea Consiliului Județean, la care primire ne mulțumim, atât din partea primării, cât și a Consiliului Local. Sănătate multă și să fiți mereu aproape de noi. Domnul Vicepreședinte. Aș vrea împreună cu domnul Petru și cu domnul director. Mai ce țin numai ăsta? Vă rog, domnul director. Haideți. Așa? Domnul director. Hai, Cornel, vedem cu tine. De fapt. E prima dată care avem. Avem emoții, ea? Așa, Cornel, ce ești cu băieții? Poate face prima. Tu minte? Aici. Acolo, eu vreau să opresc. Aici. Nu luați. Nu luați. Nu luați. Calitate de gazdă, vă rugăm frumos. Să vedeți o pâine de acasă. Ce copii frumoși. Bravo. Am ucean multe, așa prima. Ce gândi? Ați văzut că vă place? E frumoasă? Da. Da, nu? Da. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care e binevoit să intre sub acoperișul banișului Zaheu și te-ai făcut mântuire lui și la toată casa lui, însuși acum păzește nevătămați de toată răutate pe cei ce voiesc a învăța aici și adu ție rugăciuni prin noi nepredici și binecuvintează pe dânsii și grădinița aceasta și păstrează bucăuna viațelor nebântuită și hătăruiește cum desculare toate bunătățile care spre folos prin binecuvântarea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care într-o cele înalte locuiești pe cele smerite privești, cel ce binecuvântat casă lui Laban cu intrarea lui Iacob și casă lui Putifar cu venirea lui Iosif,
Cel ce-i binecuvântat traselui Ediador prin aducerea neachivotului legii și în zilele venirii tale în trup, Hristos, Dumnezeul nostru, ai dorit mântuirea casei lui Zaheu. Însuți, binecuvintează și grădinița aceasta și cu frica ta întărește pe cei ce vor locui în ea și păzește lângă sămanțe cei potrivnici și le trimite binecuvântarea ta din înălțimea locașului tău și binecuvintează și înmulțește toate bunătățile în grădinița aceasta. Că ție se cuvine a nemilui și a nemântuit Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnilor și domnilor, emisiunea Dialog Social a ajuns la final. Sunt Alina Popescu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!